Bună, copii! Vă spun un bun venit la colțul cu povești! Rugăciune! Răspunsul neașteptat. O familie cu 6 copii locuia la țară și o ducea destul de greu din cauza problemelor financiare. Însă când tatăl și-a pierdut locul de muncă, singura sursă din care se putea întreține, familia a rămas fără speranță. Săptămâni la rând, omul a întrebat în stânga și în dreapta, încercând să-și găsească de lucru, dar fără rezultat. Apoi, într-o zi, cineva i-a promis o slujbă la o mină de sare, dar când s-a prezentat pentru angajare, i s-a spus că locul fusese deja ocupat. Descurajați, soția și copiii l-au întrebat: acum, ce vom face? Ne-am rugat atâta timp și Dumnezeu nu ne-a răspuns. Ba da, a răspuns, a zis omul, dar a spus că are ceva mai bun pentru noi. Soția l-a privit neîncrezătoare, dar nu a zis nimic. Câteva zile mai târziu, bărbatul a fost anunțat că fabrica de cherestea din zona făcea angajări. Cunoștința lui îl încuraja să-și depună și el CV-ul împreună cu cererea de angajare. La data stabilită, plin de emoții, dar încrezător în răspunsul domnului, s-a prezentat la interviu. La scurt timp, i s-a comunicat că fusese acceptat și avea să fie angajat în cadrul fabricii, pe un post destul de bun și chiar mai bine plătit decât la mina de sare. Draga mea, i-a spus el soției când i-a dat vestea cea mare, Dumnezeu nu întârzie niciodată, întotdeauna merită să-l aștepți să-ți răspundă. Voi aveți răbdare ca Dumnezeu să vă răspundă? Fiți binecuvântați, Domnul cu voi!